ședință de țin la sediul primării locale și va avea următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliului Local din data de 31.03.2017. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărie, întreținere, curățenie și înfrumețarea comunei Vizicoiograd, județul Bacău, pe anul 2017. La punctul 3, diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea propusă? Da. Vă mulțumesc. Noi de a trece la ordinea de zi. O avem un singur absent motivat, domnul viceprimar, care este la un curs la ISU Bacău, ca să se de zi. În afară, acest lucru are nici vorbă întâlnit. În Concluzește la punctul numărul 1, la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliul Local din data 31.03.2017. S-a avut la Mahăr. Dacă l-ați scris, dar sunt obiecții. La procesul verbal al ședinței. Da. Dacă sunt, dacă nu... Da. Sunteți de acord cu procesul verbal? Și doar. Mulțumesc. Normal, punctul numărul 2 trebuia să prezint domnul vice, pentru că este la procesul. Dar cum nu este susținut motivat, o să apropie la un secretar să prezinte. Da. Care o trece la discuție? Având în vedere prevederile articolului 18 aliniatul din ordonanța Guvernului 21 din 2002 privind gospodărirea localității urbane și rurale, aprobate modificări și completări prin legea numărul 515 din 2002, prevederile articolului 70 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii numărul 211 din 2011 privind regimul deșeurilor republicată, prevederile legii numărul 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, de asemenea prevederile ordonanței Guvernului numărul 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin legea 180 din 2002 cu modificările și completările ulterioare, ale legii cadrul numărul 195 din 2006 a descentralizării cu modificările și completările ulterioare și prevederile articolului 7 aliniat 3 prevederi din legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, având în vedere nota de constatare numărul 960 per 1 din 11.04.2017 emisă de Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Bacău, având în vedere expunerea de motive numărul 20.104 din 3.04.2017 a primarului Comunei, având în vedere raportul de specialitate numărul 20.105 din 3.04.2017 a viceprimarului Comunei, în baza prevederilor articolului 63 aliniat 1 litera D, aliniat 5 litera H și din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 45 aliniat 6 din legea administrației publice locale, propun articolul 1, se aprobă planul de gospodărie de întreținere, curățenie și funcționare a comunei Vizicoiograd, județul Bacău, pentru anul 2017, conform anexei parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2 aliniat 1, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în anexa, se va face de către viceprimarul comunei Vizicoiograd. Aliniat 2. Agenții postului de poliție din Comuna Vizicoiograd vor acorda sprijin reprezentanților primăriei în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în condițiile legii. Aliniat 3. În cazul achitării în termen de 48 de ore a amenzii stabilite, se va plăti 50% din cuantumul acesteia. Articolul 3. Primarul și viceprimarul Comunei Vizicoiograd vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre va fi desfăcut și supus pe aprobare
în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Vizică Nuvera Vâlcu-Bacău, din luna aprilie 2017 și va fi adus la conștiința publică conform legii. O să vă citesc anexa. Punctul 1. Asigurarea și păstrarea curățenii și a ordinii pe teritoriul comunei, prin gospodărirea acesteia și respectarea normelor de igienă, constituie obligație fundamentală a Consiliului Local, a primarului, a instituțiilor publice și a agenților economici care își desfășoară activitatea în comună, a altor persoane juridice precum și a cetățenilor. Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitare gospodărești de rata comunei constituie o obligație permanentă pentru Consiliul Local, Primărie, instituții publice, agenți economici și pentru cetățeni. Consiliul Local și Primarul răspunde organizarea, îndrumarea și controlul activității de gospodărire și înfrumusețarea comunei, de păstrarea curățenii, a ordinii și liniștii publice. Cetățenii, agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei au obligația de a participa la acțiunile de realizare și păstrarea curățenii în comună, în interiorul gospodăriilor, precum și de efectuarea la timp a activităților gospodărești. Instituțiile publice și agenții economici au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a acestor aflate în proprietatea sau folosința lor, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a șanțurilor și ligorilor care asigură scurgerea apei pluviale. Cetățenii au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea și folosința lor, a anexelor, curților, împrejmuirilor, să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri și în locurile publice. Consiliul Local și Primarul au obligația să asigure conservarea și protecția mediului prin verificarea periodică a apei potabile din vârtejurile de pe domeniul public și de la sistemul de alimentare cu apa comunei, pentru a evita infestarea acesteia cu diverse substanțe cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Bacău, curățarea periodică a apei râului Bacna, transportarea și depozitarea rezidurilor, deșeurilor și altor materiale în mod selectiv în cele 19 locuri special amenajate, după cum urmează: groapa lui Manole, lotul școlii, moara Oseviți, cimitirul Oseviți, școala Oseviți, fundul pârâului, fântâna cu cumpănă, pârâu, cutacul Romeo, discotecă și Petre, Sinislău, fântâna cu cumpănă, calvar, Solomon Andrei, pârâu, fricău Dumitru, primărie, școala lui Țicălugăra, mânălie, corhana, Dânculea, groapa lui Jvanca, Suhat, troița Sabo Carmel, Suhat, la cruce, Coceanca Petre, Suhat. Cetățenii, agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei au obligația să respecte documentațiile privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și executarea și finalizarea construcțiilor la termenele stabilite în autorizații de construcție respective. Consiliul Local trebuie să ia și primarul trebuie să ia măsuri pentru conservarea și protecția patrimoniului cultural al comunei. Căminul cultural, capelele de Dumnezeu, Gherț și Calvar și Troița din Oseviți, monumentele care cinstesc memoria eroilor care au luptat pentru patrie din fața școlilor din Luiții Călugăra și Oseviți. Instituțiile publice au următoarele obligații. Salubrizarea zonelor unde s-a depus necontrolat gunoi, acesta va fi transportat în locurile special amenajate. Să vegheze asupra îndeplinirii obligațiilor ce revin atât persoanelor fizice cât și celor juridice, iar acolo unde este cazul să ia măsurile legale. Agenții economici și celelalte persoane juridice au următoare obligații. Să întrețină imobilele în care își desfășoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparații și amenajări, să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobililor. Să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare. Să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele defolosibile. Să efectueze și să mențină curățenia părții carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, și să îndepărteze zăpada și gheața din centrul imobililor și incintelor în care își desfășoară activitatea. Să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local și Județean pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități. Să mențină șanțurile existente, special create pentru scurgerea apelor pluviale. Să asigure curățarea mijloacelor de transport,
respectiv tractoare și alte utilaje după caz la intrarea acestora pe drumurile publice. Cetățenii comunei au următoarele obligații: întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate, chirie, comodat și alte forme de deținere legală sau comoștenire, a anexelor gospodărești, a curților și a împrejmuirilor acestora. Este interzisă scurgerea apei menajere în afara proprietății private a cetățeanului. Curățarea fațadelor locuințelor, tempuirea și zugrăvirea periodică a acestora. Finalizarea construcțiilor începute în baza autorizațiilor eliberate de primărie în condițiile și la termenele stabilite. Repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor. Menținerea curățeniei în fața curților, pe partea carosabilă a drumului și îndepărtarea zăpezii și a gheții pe timp de iarnă, păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice. Proprietarilor de animale este interzisă depozitarea gunoilor de grajd în locuri publice sau amenajate necorespunzător. Gunoiul de grajd trebuie menținut în gospodărie până la putrezire și apoi se va împrăștia pe terenul său în extravilanul comunei. Să depoziteze gunoiul menajer doar în locurile special amenajate. Să nu depoziteze în fața gospodăriilor, pe partea carosabilă sau în șanțuri, utilaje agricole, materiale de construcții sau alte materiale. Curățirea și întreținerea șanțurilor, a rigolelor și a podețelor aferente proprietății, iar unde este necesar, săparea altor șanțuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale. Să nu arunce și să nu depoziteze pe malul sau în pârâul Bahna deșeuri de orice fel. Să nu ardă miriștele, tupărișurile sau vegetația nervoasă, fără informarea șefului serviciului public pentru situații de urgență, în vederea obținerii permisului de lucru cu foc deschis și a gărzii naționale de mediu pentru obținerea autorizației de ardere a vegetației. Să curețe mijloacele de transport agricol, tractoare, căruțe, călucioare și a utilajelor acestora la intrarea pe drumurile publice. Să nu are pe tractorul drumurile din câmp. Se interzice aruncarea în șanturile create pentru scurgerea apelor pluviale, a gunoaielor de orice fel, astuparea acestora, executarea oricărei construcții care va afecta scurgerea apei, de asemenea este interzisă deversarea în aceste șanțuri a apei uzate din gospodării sau a gunoiului de grajd. Cu ajutorul beneficiarilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat, primarul asigură întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor, întreținerea și săparea de șanțuri pe domeniul public, iar unde este cazul, efectuarea curățeniei în locurile publice. Nesocotirea și neîndeplinirea obligațiilor ce le revin atrage sancționarea persoanelor vinovate. Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de către agenții economici și de către cetățeni. Punctul A. Neîndeplinirea obligațiilor de la punctele 10 și 11 se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.500 și 2.500 de lei. Punctul B. Neîndeplinirea obligațiilor de la punctul 12 se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. Punctul C. Neîndeplinirea obligației prevăzute la punctul 13 se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 2.500 de lei. Și se vor sesiza de asemenea organele competente, Direcția de Sănătate Publică, Garda de Mediu și Inspectoratul de Stat în Construcții. Punctul D. La prima abatere se va aplica sancțiunea avertisment, iar începând cu a doua abatere se vor aplica amenzile menționate. Punctul E. Odată cu aplicarea sancțiunii se vor lua și măsuri de îndepărtare a cauzei folosind beneficiarii ajutorului minim garantat, iar contravaloarea prestației va fi recuperată de la contravenient. Materialele ridicate conform vor fi considerate abandonate, fiind ridicate și utilizate în folosul comunității. De asemenea, cheltuielile cu ridicarea și transportul acestora vor fi suportate de către persoana vinovată. Punctul 16, ultimul din program, pentru anul 2017 vor fi realizate în funcție de bugetul alocat următoarele activități. Amplasarea unor inscripții la intrarea și ieșirea din comună, finalizarea construirii toaletei din spatele căminului cultural, racordare la apă, curent, creție, faianță, mobilier, curățarea, igienizarea și refacerea gardurilor care împrejmuiesc fântânile de pe domeniul public al comunei, de întreținut sau schimbat gardul din fața căminului cultural, de la școală până la totul,
salutizarea căilor de comunicație, drumul județean 119, drumul de comunale, ulițele, precum și altor spații, proprietatea Comunei Vinții Călugăra, parcări, spații verzi, etc. Curățarea de zăpadă și gheață a drumurilor din comună, a spațiilor de parcare. Indemnizarea pădurilor și a parcurilor, a zonelor verzi și plantate, precum și plantarea de arbuși și arbori. Curățarea și decolmatarea pârâului Bahna pe teritoriul comunei. Igienizarea și întreținerea clădirilor proprietate publică, și anume cămin cultural, școli, grădinițe. Băruirea copacilor aflați pe domeniul public al comunei. Participarea la refacerea, reabilitarea și construirea de drumuri, ulițe, străzi. Lucrări de demolare a unor construcții ilegale de pe domeniul public al comunei. Am stat la da. Dar sunt întrebări. Dacă vreunul dintre noi, consilieri, vom aduce la cunoștință o abatere a unei persoane din localitatea noastră, se vor lua măsuri, nu știu. La fața locului și nu luăm măsurile legale. Dar este complex, într-adevăr, am plecat aici mai multe puncte, dar acum, cu plantările domeniul public, ele sunt în domeniul public, dar nu sunt prinse domeniul public. În noi inventarul domeniului public, vom prinde aceste plantări. Ca să intervinui și ele timării. Are, da. Deci asta e problema de dar, nu? Problema este controlul ce am face. Deci, ai propus acele două posturi? Merge pe perul, merge pe de la deosebiți. Sunt mulți care au acele faimoase guri de ieșire. Curgeri, la pentru apa cu via nu este nicio problemă. Bine, dar nu e la putea, asta e problema. De exemplu, pe perul sunt mulți care de la grajd, de la porc și de la vei, dau drumul așa în frumos. Dacă tot ce poate ca o sesizare, scrieți, de la vei, cum mai mai așa. Deci, unul, deci, două dintre noi consideri, lor cineva, să meargă un control periodic. Nu, cum o zic domnul primar, dacă dar cele două posturi de poliție locale. Deci asta, dacă când ați vin, iar dacă nu dați voie, dacă nu dați voie să te duc câte acolo la capăt, o să înființăm acele două posturi. Poliție locale și o să le dăm chitanțierul frumos și procesul verbal în mână și o să mergem la fața locului și o să aduce amenzi. De aia este important acest proiect al geohidrării. Pentru că va fi baza da. În da. Care ei vor putea da amenzi, da, da, da. La avertismente sau după casă. Dar trebuia o bază ca să... Am demarat, e mai greu până să vină aprobări la minister, deci... În păcate, prefectura de facultate nu e nici ordinul. Pentru posturile 5 care le-am înființat noi pe hotărâri din Consiliul Local când am înființat Poliția Locală, durează mai mult, nu știu de ce. Probabil și ei au schimbări acum. Da, da, da. Nu avem ordinul prefectului, noi facem demersurile către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Un post va fi de funcționar public și unul de contractual. Și o să ne mișcăm altfel cu... Deocamdată, noi cerem sprijinul postului de poliție, de asta o să comunic hotărârea și postului de poliție, până o să fie posturile ocupate și o să poată să funcționeze în poliția locală, o să mergem așa cum am mers și până acum. Da. Într-o altă rândire, cu întreținerea drumurilor comunale, personal trebuie, dar am efectuat o grămadă de șanțuri. Au fost problema puternică și o să intervenim, acum este cazul. Dar șansa de pe lângă drumul județean aparține de primărie șansa, da? Da. Da, și drumul meu public, da. O să încercăm să facem și reparația la drumul județean, să intervenim la serviciul drumul județene. Am avut controle de la Gardul de Mediu, săptămâna trecută am avut de la DSP. Deocamdată s-au stabilit niște puncte care trebuie să le cel la îndeplinire. Urmă să revină cu sistemul de repetere cu apă, Brâul Bahna. Da. Brâul Bahna, din fericire, este arbeț din curaj. L-am dat la pas, de aici, până aici și la Serata. Avem câteva zone unde tot cetățenii comuni au dus zone mai dosite. Da. De chiar și nu sunt multe, asta este. Da. Dezvoltă la nivelul Suediei. Cum va face ceva? Ce se va? Este mai stufosul ăla, că la momentul când se
duce, de exemplu, să aibă și o la fața locului și zice, ce pază dai tu mie amendă să avem dismen. Și atunci este foarte bine că scrisi toate... Da. Oricum e greu să-i... Iar aici, la cetul ăsta, la propune, da. Cel numărul așa pe puncte. La punctul 16. Da, da. La 16. Amplasarea unui stil ce nu cere, nu creează. Deci, îi durează, dacă am aflat un cer, nu lăsați să problema cu... Da, că a fost un buget să fie. Numai că trebuie de făcut un... De data asta, de făcut ceva bun, ceva rezistent. Vă referiți la inspecție, da? Să vedeți de posibil local, nu? Da, da. În funcție de buget, în funcție de buget, să fie sau trebuie tot să reușim să punem în plate fonte de... În funcție de buget de timp. Deci o să ne permită, deja un lucru de pe așa, mă aflut de lucru de anul acesta. Aici sunt, dar cum sunt întrebări. Inscripția din comună, deci alea o să dăm comandă, să mai e simplu de lucru. Dar să le vedem prima dată, să vedem ce este. Nu, dar oferte, deci nu. Chiar dacă costă mai mult, dar să fie ceva la nivelul comunei, nu ca la un să duc, nu știu unde, fondul tutote. Referitor la inscripție, aici nu știu dacă are legătură neapărat cu ordinea de zi, cred că ar trebui să facem o comisie care să inventarize, să vadă cum se numesc anumite străzi, dacă există denumiri sau nu. Deci spun asta, pentru că sunt probleme mari cu citațiile, poșteții care au fost amendată din cauza asta. În al doilea rând, este o persoană care a primit o contravenție, o altă persoană care se face nume, o să văd și fapta și sunt probleme să amână în instanță. Și ar trebui să facem o comisie, să vedem ce există și eventual să dăm anumite denumiri. Adică nu neapărat, nu trebuie nu. Este o comisie la nivelul Consiliului Județean care dă acest aviz. Deci, se fac trei proiecte. Toate se verifică de Comisia de la Consiliul Județean, din care suntem, să nu e aici. Așa. Și varianta cea mai bună, din mai multe puncte de vedere, rămâne valabilă. Și după aia se aprobă. Vă dați seama că e un pic de muncă după aceea, pentru că toate registrele agricole trebuie scrise. Ieri am fost la o ședință, am crezut că lui zic că lumea este singura comună cu probleme, dar nu. Este o liga a primărilor care s-a ridicat problema și a rămas în felul următor. Să fie invitat la BACO, domnul director Laico, la cinea de Iași, și primarii care sunt afectați de acel aviz al lor. Deci noi avem 3 ani, dar sunt comunii cu 5-6 ani care stau pentru aviz. Da, poate au și probleme mult mai grave, mai grave și mai reale. Aceleași probleme sunt. La noi, alea nu sunt probleme, alea sunt niște mofturi de-ale lui. L-am luat cea mai serios. Deci, Sălț este cinea de eu, Iași, este stat în stat. Nu mai este, nu mai este stat român. Ei sunt stat în stat, ăsta foarte. Cum poate el să forțeze un OATR sau un primar să nu-i mai dea autorizație de funcționare unei societăți, dacă nu își face aviz la CNADR, societate care are o construcție făcută acum 20 de ani, toate actele la zi. La zi atunci, pe vremea aia, nu acum. Publică o ateorie sau primărie ca să publice ele. Asta i-a pus. Nu știu, o să vină, o să fim anunțat, o să fie legătura cu domnul Laico, o să fim la BACO, o să întâlnim toți, suntem noi, noi trei acolo, dar de unde? E în comun. Vrea cineva să nu se dezvolte BACO? E o întrebare la care nu știu ce le fac să răspund. Bravul de canalizare a primenajere, care se derogează acolo la Brav, noi am prins 21,6 km de canalizare. Așa. Și 6 km de extindere alimentare cu apă, de am prins și zona aceea. În ideea că vreodată, mă vreau să cel
normal, dacă nu sunt gata, acum putem investi în zona respectivă. Da. Păi avem case, avem... Să vedem, s-au mai făcut schimbări acum, poate s-au mai... S-au mai... Poate s-au unit din loc, totuși, cu pufurile astea. Sunt, cum zice, multe comune. Dacă v-au intrat la acțiuni de lume, nu se poate așa. Avem 3 ani, intervenim până 6. Așteptăm pe 3 ani de zile să... Bucureștiu. Da, dar era o problemă destul de gravă cu, cu drumul european. Nu ne putem noi compara cu ei, ce au ei acolo, cu ce avem noi. Da, acolo e cu stres. Da. Și eu iau acolo, domnule, am avut cu o problemă. Haideți să vedem ce putem face cu cei de noi. S-a sfârșit să pun niște fietice de asfaltul ăsta. Știți că a fost accident aici, în curba asta de gaura aia imensă? La drumul județean, da. Da, e drumul județean. La drumul județean am vrut. Adică tot așa au depus și ei de buget. Eu au primit bugetul, mi-a să mai vă aduc un dat, nu o să faci, fără nicio problemă. Deci, traversa la 3 curgi, facem traversa la 3 curgi de la Baco până la Făceacă. Da. Din biscuit s-a pus denumirea asta mai populară. Da, da, da. Așa să rămână asfaltul... Să nu mai vină apa pe asfalt. Da, nu, 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 nu. Faceți traversarea și pune biscuiza ăștia deasupra. Să poate dar comun la asfalt. Se poate să intervină în cazul în care este în formă. Cred că o să fie ceva mai latul chiar în urmă, dar nu cam latul ca drumul de astea. A, să spun că așa trebuie să ce trebuie că intre între răspinsă. Da, e asupra. Dar situații de urgență, nu știu dacă suntem aici. Au fost câteva cazuri săptămânile trecute, nu? Două cazuri au fost de vegetații forestiere. Ca idee, așa m-am gândit, n-ar fi bine să achiziționăm niște instinctoare care să fie ușor de transportat la fața locului, să intervină mai cu urgență, nu cu o lopată, cu o chestie. Nu mari. Deci să fie folosit de un om. Dacă, ce știu eu, poate nu să fie în măsură să... Dar ne putem interesa că atunci când se întâmplă o chestie să fie stins automat, repede, nu cu lopeți. Ce am dat comanda, comandat, dar știu ce ori de la mi-a stins. E bine că alea au niște robinete, nu? Ai stins focalul mic, pe urmă continui mai departe, ai oprit și mergi mai departe. Nu că descarci butelia respectivă odată. La ea am ajuns cu 10 bucăți. Am localizat, să zic, niciun sfert. Deci eu nu sunt în măsură să știu dacă e eficient sau nu eficient. Eu am venit cu o propunere, da? Pentru a ne puti în palete. Nu, atâta acolo ați văzut 10 cu niciun de aia. Nu, de aia să intervii. Acum aș vrea, dacă ar fi vrea mai conștienți cu odată, să ocuri, da, deci nu să ocuri din serie, nu poți provocate, deci nu... Da, da, de tot, dar atunci când se întâmplă, trebuie cumva... Da, de fapt, atunci pompieri au intrat până la un punct unde s-a putut intra, nu prea mai mult. La punctul unde nu putea ajunge nici cu mașinile, cu sladele, nici așa, de tot mai așa, nici măcar. Da, au intervenit băieții, deci cei de la serviciu voluntar și alții care au fost, nu este loc. Alte întrebări? Cam așa. Da. Dacă nu mai sunt toate întrebări, sunteți de acord cu forma propusă a proiectului de hotărâre? Da. Nu sunt deci la punctul următor, la divers, dacă sunt. Ceea ce am reușit să facem la simplu evident, am cerut oferte pentru cele trei urgențe, cele trei proiecte, deci inventarul unui public, calitatea managementului intern în primării și întocmirea acelui șteanul în centru pentru sediul primării. Și implicit a școlilor, pentru că mergem în paralel și școala și primăria. Am primit oferte, urmea să le selectăm, le-am cerut pe SEAC. Și suntem la întocmirea inventarului. Dar inventarul unui public, acolo să fie probleme, pentru că este foarte mare și o să dureze. Dar vom prinde, sper eu, acum tot ce există. Drumuri, clădiri, tot. Fântâni, țântâi, poliții dragi. Urmări că după aceea solicităm. Sunt acum proiectele pentru defacerea fațadei, din barburilor.
O să fie o procedură pentru că trebuie scoasă autorizația. Cu interiorul când noi lucrăm? Deocamdată o să facem scenariul, că atunci o să ne spună ce avem de intervenit și ce... pentru noi scoate avizul. Da. Aceeași treabă. Iar nu putem închiria sălile până nu o să avem acel aviz. Din păcate, asta este. Da. Dacă nu mai sunt întrebări? Cam asta e. Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă. Uite, mai că rămâne, te-ai mai... Da.